Bună dimineața, este ora 7:20. M-am trezit pe la ora 5:30 pentru că Nicu a plecat la muncă. Cea mică încă doarme, nu s-a trezit, dar acum se aude că se mișcă. Da, s-a mișcat un picuț. Aștept să se trezească, să-i dau să pape pentru că cam este ora ei de trezit. Astăzi aș vrea să filmez ceva pentru voi, doar că nu știu cât de bine îmi va ieși pentru că sunt cu cea mică aproape toată ziua, până pe la 2:30-3 și cu ea nu prea reușesc să fac mai nimic, dar încerc. Deci dacă voi posta acest video, înseamnă că am reușit să-mi fac ceea ce mi-am propus. Și anume, aș vrea să fac un video în care să vă prezint tot ceea ce mănânc eu într-o zi. Deci nu va mai fi vlog, va fi un simplu video în care vă voi prezenta ceea ce mănânc eu într-o zi. Aseară n-am mai filmat când am fost în Roșiori la Bălci pentru că era destul de multă lume, spațiul era mic, eram cam înghesuiți și nu am ales să nu mai filmez. Acum trebuie să mă duc să îmi fac micul dejun, să văd ce am de mâncat pe acele fișe de la nutriționist. Mă bucur foarte mult, încă o dată vă spun, mă bucur foarte mult că am reușit să dau un centimetri jos și mă motivează mult mai tare să mă țin de această dietă. Dejun am o cafea cu lapte degresat și pâine prăjită cu un iaurt natural. Eu la pâine am renunțat. Nu vreau să mănânc deloc pâine și chiar n-am mâncat de când mă țin de dietă. Absolut nici măcar o feliuță, nici măcar o bucățică de pâine. Și am să mănânc doar un iaurt și îmi fac imediat o cafea. Acesta este micul meu dejun, apoi urmează gustarea pe la 9:30 și ce voiam eu să vă mai zic este că am spart bolul acela de la filtrul de cafea și acum mi-am făcut cafeaua pe foc până îmi voi cumpăra altul. Gata, am mâncat iaurtul, mai am cafeluța. Gata, am păpat iaurtul, iar acum mai am cafeaua. Am băut puțin din ea și vreau să termin până la gustare. Între timp, cred că mă voi apuca să fac un pic de curățenie, cea mică încă doarme, iar apoi vă voi arăta ce mănânc la gustare. Ei, gata, uite! Bună, din nou, de data aceasta în formulă de două. Am fost cu Carolina să iau pâinica, iar acum îmi voi mânca
Am fost cu Carolina să iau pâinica, i-am dat să pape, cred că o să inserez și niște videoclipuri cu Carolina, să o vedeți cum mânca. Și acum urmează să-mi iau gustarea de dimineață, am un măr de mâncat, ca și gustare. Gata, mi-am mâncat gustarea, iar la prânz am o supă de legume plus piept de pui sau infuzie. Eu îmi voi face o supă de legume. Am cumpărat ieri niște baby morcovei și să văd cu ce mai fac supița. Cred că cu ardei, cu baby morcovei am zis deja. Nu știu, să văd ce legume mai am pe aici. Dar întâi de toate le voi scoate de la congelat ca să se decongeleze. Iar aproape de 12 le voi pune la fiert. Așa va arăta supița mea, voi mai adăuga ceapă, dar am să o tai atunci, aproape de 12, când îmi voi pregăti supa. Este aproape 12, mi-am făcut supa, imediat am să vă arăt supa și mi-am făcut și ceaiul pe care trebuie să-l beau cu 30-40 de minute înainte de masă și voi mânca pe la 12:30. N-am mai filmat pentru că a dormit cea mică și Nicu și-a cumpărat un telefon nou și pe cel vechi l-a lăsat acasă. Și m-am sunat de pe telefonul lui pe mes și l-am lăsat acolo și aveam camera pornită ca să o văd în timp ce mi-am făcut eu treaba la bucătărie, dacă se trezește. Și n-am reușit să mai filmez, dar vreau să vă arăt supa mea. Așa arată supa mea. Am pus baby morcovei, broccoli, am pus ceapă și ardei. Și aici am ceaiul pe care trebuie să-l beau.
păpat și eu. I-am dat și Carolinei să pape, am mâncat și ea. Acum voi merge în cameră să o pun la somn și pe la 3 urmează gustarea. Sunt la bucătărie, vreau să-mi pregătesc ceaiul, iar apoi voi pregăti masa.